Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. Suntem live, așa cum ne place în fiecare dimineață alături de dumneavoastră. Suntem live pe pagina de Facebook a televiziunii Hunedoara 1 TV, dar și pe YouTube. Cei care nu aveți pagina de Facebook, vedeți că aveți o aplicație, scrie YouTube, dați acolo și suntem live, ne vedeți în timp real. Ne place să venim alături de dumneavoastră, ne place să ne trezim împreună, ne place să ne întâlnim în fiecare dimineață, pentru că ne întâlnim atunci când îmi scrieți mesaje, așa cum ne-ați obișnuit. În aceste luni, de anul trecut, din noiembrie și până acum, ne scriem, povestim, întâlnim oameni pe stradă, sau cel puțin eu întâlnesc oameni pe stradă care îmi spun că ne urmăresc. Ieri am avut o mare surpriză, un prieten care nu mă așteptam să urmărească emisiunile, îl salutăm pe Liviu și îi mulțumim că e alături de noi. Nu putem să-i dăm și restul numelui, dar poate că într-o dimineață o să-l rugăm să vină alături de noi aici și o să vedeți despre cine este vorba. Am fost surprinsă ieri când mi-a relatat așa de la din emisiuni, e clar că ne urmărește, îi mulțumim pentru susținere, îi mulțumim că ne spune că ne urmărește, face mult. Toate încurajările dumneavoastră sunt pentru noi un pas în față, pentru că așa mergem mai departe atunci când suntem încurajați, atunci când știm că ceea ce facem nu e degeaba. Bună dimineața, Rosi! E alături de mine, ca în fiecare dimineață, așa cum deja știm, și invitatele mele din această dimineață sunt două invitate deosebite, aproape de sufletul meu. Le mulțumesc că au venit alături de mine în această dimineață cele două frumoase domnișoare, Bianca Hinț, bună dimineața! Bună dimineața, Ioana! Și Andra Haratău. Bună dimineața, Ioana! Sunt atâte, au emoții. E greu fetelor în fața camerelor? E destul de greu. Obișnuite să răspundem la acel bună dimineața din spate, de acolo, de mai înfundat. Să fie aici în față, emoțiile, tremuratul, adrenalina, spune cuvântul. Sunt atât de... Nu mă așteptam la ele să aibă atâtea emoții, mă așteptam să fie mai degajate, dar se pare că dăruirea lor își spune cuvântul, pentru că avem emoții atunci când facem lucrurile cu sufletul, facem lucrurile cu respect față de cei pentru care le facem. Pentru că până la urmă toate emisiunile pe care noi le producem aici la Hunedoara 1 TV, nu doar matinalul și emisiunea colegei noastre Petronela Tămaș, la fel cum și știrile care apar pe post, create de Petronela și de Nicole Ebner. Ne bucurăm că Corina a ieșit din nou în față și prezintă știrile, cel puțin pentru mine personal, e o mare bucurie. Pentru că știu câtă pasiune pune în ceea ce face. La fel și cele două domnișoare, lipsește din gașcă Alin. Nu știu dacă s-a trezit, ia să vedem. Bună dimineața, Alin, poate ne scrii. Credeți că s-a trezit? Nu. No. Eu zic că s-a trezit și stă acolo ascuns, să nu-l pomenim prea mult. O să-l pomenim pentru că și el face parte din gașca noastră, în o echipă tare, tare faină, cu un aer de tinerețe, pentru că cei trei tineri care au venit alături de noi anul trecut, în ce lună ați venit? În septembrie. În septembrie. Octombrie. Eu în septembrie. Da. În septembrie și Bianca în octombrie. Cei trei tineri care au venit alături de noi au adus un aer de binecuvântare, pentru că știți, eu spun în fiecare dimineață, pentru mine tinerii sunt viitorul țării. Ei sunt cei care vor avea până la urmă șansa să ducă povara, pentru că până la urmă și noi am fost ca ei și a venit acea zi în care a trebuit să luăm povara pe umeri. Nu știu dacă
da, prima întrebare, să vedem dacă reușim să comunicăm cu ele în dimineața asta. Bianca, tu simți o responsabilitate, ești tânără și ai plecat așa în viață la foarte scurt timp, să spunem, după ce ai terminat liceul, te-ai hotărât să te angajezi, au fost doar câteva luni de pauză. Simți așa o povară sau e o responsabilitate? Sau... Nu pot numi neapărat o povară, pentru că asta mi-am dorit să termin un liceu și să pot să mă lansez în viață mai departe, pentru că mereu am avut oarecum să trec mai departe, să am alt scop în viață, mereu să lupt pentru ceva. Și responsabilitate, da, este, mereu mă gândesc că în orice aș face există o responsabilitate, mai ales aici, când apărăm pe sticlă, când tot ceea ce producem apare pe sticlă, există o responsabilitate destul de mare și mereu o să fie, din punctul meu de vedere, în orice aș face. Andra. Da, la fel, nu o povară. Dacă era o povară, nu cred că mai veneam niciunul, chiar dacă ne mai mâncăm unul pe altul și așa. Este o responsabilitate pe care oricum trebuia să o avem, suntem majori și suntem puțin familiarizați, având în vedere că am terminat liceul pe profilul acesta. Nu este chiar la fel, n-am avut poate atâtea de tutori la liceu, dar este frumos, chiar dacă este o responsabilitate destul de mare, cum a zis Bianca, fiindcă iasă tot pe sticlă și scrie acolo numele la final, cine a făcut materialul, știrea sau emisiunea. La început, când ați venit, a părut, aparent, era cumva o joacă, era, da, să spunem așa. Da, era practica de la școală. Da, așa simțeați? Da, eu cel puțin, nu, în primele zile simțeam cu o responsabilitate mai mult față de practica de la școală. Pentru că știam că e un job, știam că e, nu, un salar la mijloc, până la urmă îs anumite responsabilități, dar ca sufletește vorbind mă simțeam ca în liceu încă. Ca și când eram la liceu, ieșeam pe teren cu domnii profesori și mergeam și filmam anumite evenimente sau pur și simplu ieșeam noi pentru practica noastră. Uite, aveți mesaje de la prima oră, îl salutăm pe domnul Enea Vasile, ne spune bună dimineața, o zi frumoasă, mult succes invitatelor dumneavoastră. Enea a fost, mulțumim. Enea Vasile este instructorul de la ansamblu Hațegana, voi deja ați lucrat cu domnia sa și uite, vă dorește succes. Ne salută și a Petri Radu de la Vața de Jos, îi mulțumim că e alături de noi, știm deja cine e, copilul lui Neapera, îl salutăm și pe Neapera, Doamne ajută. Alina Monica Cărmăzan ne spune bună dimineața, o salutăm și noi. O altă poveste frumoasă de viață, așa de cum spun de fiecare dată, și ea se dăruiește pentru viitorul unui copil, pentru fetița ei. Și aici e o poveste frumoasă care ar trebui spusă la un moment dat într-o dimineață. Dar avem un ochișor mai delicat, un fan al emisiunii, dragii mei, Maria Hinț, sărâna tanti Maria, bunica ta e cu ochii pe noi și mulțumim pentru asta. Observatorul de zi. Da, ne susține și tatăl tău ne. Bună dimineața, succes fetelor, ne spune tanti Maria. Dorinuț Niță ne scrie bună dimineața, spor la cafeluță. Dorinuț, te așteptăm aici alături de noi să vii în echipă. Mi-a promis de seară. Da. Mi-am pus ceas să sune la 7. Acum nu-ți promit că mă trezesc. Da, s-a trezit. A vrut să nu-ți dea emoții. El a fost cu noi pe teren. Să nu uităm povestea, vizita la Mălăiești. Am tot spus că venim și cu acel material. O să venim într-o dimineață cu Bianca, dar în dimineața aceasta nu mergem la Mălăiești, mergem la Vața de Jos. O să vedeți despre ce este vorba, dar mai întâi Andra o să ne spună cum stăm cu vremea astăzi și să facem așa cum facem în fiecare dimineață. Bună dimineața, Andra! Bună dimineața! Bună dimineața, Ioana! Dragi spectatori, iată care sunt veștile din punct de vedere meteorologic. Astăzi, 16 octombrie, vremea va fi însorită, cu condiții variate, iar vântul va sufla moderat.
La Deva și Hunedoara astăzi, soarele își face prezența, cerul va fi însorit, iar temperaturile nu vor depăși 17 grade Celsius pe timpul zilei și 3 grade la noapte. În nordul județului, la Brad, cerul va fi variabil, cu perioade de nor și soare și temperaturi între 17 grade pe zi și 2 grade Celsius pe timpul nopții. Și la Petroșan, soarele este prezent, vântul va fi moderat, cu o viteză de 5-7 km pe oră. Maxima va atinge 15 grade pe timpul zilei, iar la noapte minima va scădea la 6 grade Celsius. Cam atât la această oră. Cu noi date despre timpul probabil în județul nostru, vin și mâine dimineață. A spus Andra că o să fie soare astăzi și 17 grade. Da. Da, ne încălzim la soare. Da. Azi e mai frumos. Andra e cea care aduce soarele, eu așa vreau să cred, pentru că întotdeauna fata de la meteo aduce soarele. Și bine, chiar dacă plouă, dacă fata de la meteo ne zâmbește, nu mai supărăm. Corect? Corect? Da. Corect. Da, da, da. Mai aveți aici comentarii. Bună dimineața, succes fetelor, mult succes. O avem și pe tanti Adriana Furca alături de noi. O salutăm, bună dimineața, zi binecuvântată, cu multă sănătate, poftă bună la cafea invitatelor dumneavoastră, felicitări, stimă și respect pentru tot ce ne oferiți. Vă mulțumesc anticipat, Doamne ajută. O să încerc să o întâlnesc pe doamna Adriana Furcă într-o zi. Angelica Gâta ne spune bună dimineața. Bună dimineața. Cine e Angelica Gâta? Că văd că zâmbiți aici. Mama mea. Mauro, iubim, o salutăm și mulțumim pentru susținere. Fetele mele de aici, de lângă mine, sunt studente. Pe lângă toată povestea de viață frumoasă că au venit aici alături de noi în echipa Hunedoara 1TV, sunt și studente și o să mergem și acolo. Nu au mers mai departe pe pregătirea ce înseamnă media, știm cu toții de ce, nu avem în zonă o secție, cred, v-ați interesat? Nu este? Nu sunt, cel mai probabil ar fi fost să facem o facultate de jurnalism, doar că fiind și foarte departe, eu nu am optat pentru această opțiune, ci mai mult mi-aș fi dorit pe plan artistic. Doar că în lumea artiștilor e foarte greu și am preferat mai bine să rămân acasă și să fac ce cred de cuvință că este mai bine pentru mine. Dar v-ați înscris la facultate. Andra, tu ești anul 2, Bianca e anul 1. Ați ales aceeași facultate până la urmă, cred că v-ați împins una pe alta de la spate. Da. Am convins-o. Ai convins-o. Tot cam așa a fost și povestea voastră de început, pentru că tu ai venit prima, tu ai cumva adus-o și pe Bianca alături de tine, sau greșesc? Da. Doamna noastră, Corina Șefa, care ne este și prietenă totodată și mulțumim pentru tot. Știind că am venit de la profilul acesta, chiar m-a întrebat ce colegi mai am și care se și pricep, bineînțeles. Și cine? Bianca și Alin. Bianca este foarte bună, știe toată lumea, foto, video, și Alin editat. Și așa i-am chemat, s-au descurcat și acum suntem toți trei de la liceu. E frumos. S-a adunat liceu aici. Da. Ne-am simțit mai comod, mai confortabil, știindu-ne de acum 5 ani, cred că. Da. 5 ani că am terminat liceu. A fost mult mai ușor, cred că, pentru toți trei, că nu pot să vorbesc doar în numele nostru, al meu și al Andrei, să fim împreună. Ne mai înțelegem, ne ciondănim, dar cumva unitatea și contribuția unul față de celălalt o rămas la fel ca în liceu. Când ne dădeam temele, împărțeam, cred că, și ultima sticluță de apă și o rămas la fel. Încă mi-aduc aminte de ziua în care Andra mi-a scris că uite, am ajuns aici, uite ce frumos e, hai și tu. Dar nu pot, Andra, că uite, acum lucrez în altă parte. Nu contează, vino aici, dă-ți demisia. Tu ești făcută pentru locul ăsta, vino aici, uite, toată lumea te vrea să vadă ce faci, de ce ești în stare. Andra, mai dăm, nu-i timp de gândit, făcea, nu-i timp să te gândești, acum vii. Bineînțeles că mi-a luat o zi, două să mă gândesc, un search pe Google, vorba aia, și am văzut o echipă frumoasă aici,
Am venit la început aici, v-am văzut pe toți la masă, emoțiile au fost ca în această zi, o căldură și o, ca și cum ar fi acasă. Și atunci am știut, bineînțeles, ce am de făcut. Următoarea zi mi-am dat demisia, a durat cred că o săptămână până să-mi reglez totul, să pun toate lucrurile la punct, iar apoi cred că la nici o săptămână de când am venit aici am și ieșit pe teren. Da, dragii mei, a ieșit cu mine pe teren și a fost o adevărată prezență pe teren, pentru că atunci când am plecat amândouă, foarte mulți dintre prietenii mei care sunt șef de instituții, colaboratori, au fost impresionați că alături de mine pe teren nu mai era Rosi. Era, mulțumesc, Rosi, uite, primele noastre... Asta e surpriza selectată de aseară. Asta e surpriza. Fetele mi-au făcut surpriză. Surprize frumoase. Sunt printre primele noastre ieșiri pe teren. Aici n-ai suntem la Hunedoara, la Facultatea de Inginerie. Era un proiect cu, pe antidrog, pare mi se, da. Era, dacă mi-aduc eu bine aminte. Dar, foarte frumos. Fetele, după ce au intrat în bibliotecă. Una aia diferență. Aia cu pisica, n-ai pus-o de la Halloween de anul trecut? Și alea. Da. Asta e de la bibliotecă din anul trecut. Da. Mulțumesc. Atunci când ești multitasking... tinsă. Ia uitați-ne, anul trecut, două pisicuțe blonde. Da, foarte fain. Sunt primele noastre amintiri pe teren, vor rămâne pentru totdeauna. Foarte, foarte, foarte fain. Mulțumesc, Bia, mulțumesc, Andra. Ele îmi fac mereu surprize. Aici suntem în regie, regia Andrei. S-am ocupat regia. Da? Locul. Foarte frumos, mulțumesc. Mi-au dat emoții fetele. Chiar că semănăm. Uite, chiar mă uit. Eram două blonde. Două blonde. Și suntem două blonde. Aici rubrica... primul material cu tatăl tău în care ne-a gătit prima rețetă. Am transformat bucătăria de acasă. Într-un studio. Într-un mic studio, da. Îl salutăm pe Edi. Mi-a făcut ieri dulceață de ardei iute. Să sperăm că vine într-o dimineață să și aducă. Ne tot amenințe că intră în direct. Aici era printre primele matinale în care am fost alături de Rosi. Și Bianca era pe platou. Eu îmi făceam poze. Ia uitați-vă! Foarte fain! Foarte fain! Amintiri, mulțumim, te-și vedem și pe Rosi cu această ocazie, că și Rosi, mă tot rog de el de vreo 6 ani, de când facem matinalul amândoi, să vină în fața camerelor de luat vederi. Și mereu îmi spune că nu are ce să spună. Dar nu vrea să înțeleagă eu că tot ce că face ar avea mult mai multe să ne spună în față dar de noi. Dar Rosi ne spune în fiecare dimineață prin butoane și în fiecare zi când ieșim pe teren, ne spune din experiența lui, prin calitatea produsului care iasă din mâna acestui om. În fiecare zi ne învață lucruri noi. Eu spun, sunt creația lui Rosi, eu personal, a lui Rosi, a lui Ovidiu Iancău, a Corinei, nu o să uit niciodată cum au creat din mine ceea ce sunt astăzi și nu pot decât să le mulțumesc. Și să știți că atunci când sunt dură cu voi, că nu sunt rea, să știți că așa au fost și alții cu mine și am ieșit cum sunt astăzi. Eu sper să ieșiți mult mai șlefuite acele diamante care atunci când eu mă voi retrage să mă uit cu mândrie că am avut onoarea să lucrez alături de voi. Așa cum am lucrat alături de Johnny Cândea, care uite astăzi este departe, ne fac greierajul nostru, ne face mândri. Și mulți alții care au trecut prin echipa noastră, Mihai, Molocea și atâția alții, sunt mândră. Așa sunt mândră și de voi astăzi și vreau să fiu și mai mândră. Promiteți că mi-aduceți un pahar cu apă la bătrânețe? Ți-am adus și acum. I-am adus și în această dimineață. Le facem o surpriză fetelor? Sau ce zice Rosi că le facem o surpriză să fetelor? Hai să vedem ce surpriză le facem fetelor. Are Rosi ceva pregătit? Ia să vedem despre ce este vorba.
M-au executat fetele mele, aici e și mâna Corinei, o salutăm, bună dimineața Cori și îți mulțumim, n-o să putem să-ți mulțumim de, pentru ocazia pe care ne-ai dat-o să facem ce ne place în viață. Corina e un om special. Aici Bia, ia sincroane, ia voxuri de la un copilaș. Bia, m-ați executat, m-ați trimis departe de voi și voi v-ați făcut de cap fără mine la 1 iunie la Hunedoara. Alin. Asta, da, e și Alin printre voi. Eu acolo departe la Năsăud, voi aici acasă la Hunedoara. Nu știu, cred că cel mai emoționant. Ia uitați-o pe Corina noastră, cenușăreasa noastră. Tu cât poate fi de frumoasă. Bianca. Cel mai emoționant moment aici. Sunteți între copii. Ce a însemnat? A fost primul eveniment la care ați participat alături de echipa Hunedoara 1 TV. În afara studioului, să spunem, de producție. Cum? Nu știu, cred că când sunt lângă copii, nu contează vârsta, mici, mari, e o energie care mă încarcă de fiecare dată și o bunătate, cât aș fi de nervoasă, cât de obosit. Atunci cred că nu mai puteam să mă țin pe picioare, am avut foarte mulți copii la pictat. Da. Nu puteam să-l refuz pe niciunul. Venea un micuț așa, băiețea, vreau și eu Spider-Man, vreau și eu Spider-Man. Și era, mă topea pe suflet, hai să-ți facem Spider-Man. Eu nu mai puteam, dar mă încărca de energie. Și de fiecare dată când mi-ați dat ocazia să merg și pe teren, ca reporter de data asta, mereu s-a nimerit ca voxurile luate copiilor să fie cele mai bune. Mi-aduc aminte, recent, că am ieșit cu Rosi, copiii de la Decebal făceau sport în Piața Victoriei și erau toți acolo. Bună, săptămâna și eu vreau să par. Da, săptămâna mișcării, are dreptate. Erau toți, bună, vreau să ajung și eu la televizor, că vă place sportul? Da! Copii, nu știu, pentru mine altă energie, mă detașez de tot ce înseamnă eu ca maturitate și ca responsabilitate și mă transfer din nou când eram mică și ne jucam toți. Eu sunt în mintea lor. Andra, tu mai rar la matinal, mai des la emisiuni de politică și administrație. Tu, teoretic, faci echipă cu Petronela Tămaș. Sunteți echipa de la Hunedoara în direct. Până la urmă, emisiunea unde sunt oamenii serioși, unde oamenii vorbesc despre cele mai grele probleme ale județului nostru și nu numai, pentru că aveți europarlamentari invitați, cum e domnul Winkler, de exemplu, și mulți alții, doamna ministru Intotero, domnii deputați, domnul Toma, domnul Potecă, nu știu, mai aveți acolo o sumedenie de personalități din politică și administrație. Ai prins gustul, cred că, pentru că tu foarte repede ai hotărât că dacă vei schimba macazul televiziunii, vrei să faci administrație publică. De ce? Ce ți se pare interesant în... Ai vrea să schimbi ceva? Hai că să nu dăm răspunsurile invitațiilor tăi, pentru că... Nu știu neapărat dacă aș vrea să schimb ceva. Ceea ce m-a și făcut să mă înscriu la profilul acesta a fost... Nu eram sigură, într-adevăr, la ce vreau să fiu. Nu am vrut să merg în alt oraș, că eu sufăr de singurătate, n-aș putea să stau singură. Și nici nu eram sigură de acest lucru. Tata e foarte pasionat de politică, de la el știu foarte multe chestii și cum spui tu, cred că s-au și așezat lucrurile, că eu deja eram înscrisă la facultate și când am venit nu știam aici, nu știam exact ce o să fac și am rămas pe regie și am prins și de la ei, într-adevăr, și nu știu, mai mult am vrut să aleg acest profil pentru că sunt foarte multe combinate și economie și drept și comunicare. Nu știu, nu știu dacă neapărat o să fiu în administrație publică, dar am multe variante după. Am vrut neapărat să scap de matematică și
Dacă aș vrea să schimb, cred că sunt multe de schimbat, dar nu știu dacă aș putea eu să ajung la nivelul la care să schimb ceva. Dar pentru mine e interesant și nu mă plictisesc la nicio emisiune. Chiar dacă, nu știu, unele sunt lungi și mai scriu oamenii comentarii, iar vine ăsta și chestii de genul, eu imediat le șterg. E frumos și interesant, poate că și acasă aud foarte des și mi-a intrat așa. E ceva... E în sânge simplu, politica. Da. Și tu la butoane vei... E clar că există undeva o comunicare. De ce administrație după televiziune? Că te-ai dus la un an după Andra. Ți-a trezit ceva interesul? Da, cum a spus și Andra, sunt mai multe domenii în care poți să aplici după terminarea facultății de administrație publică. Nu pot să spun că mă regăsesc poate 100% încă, pentru că caracterul meu încă mai e așa hazliu și jocăuș și mai copilăresc. Dar trebuie să fii serios când faci politică? Da. De ce? Nu știu, mi se pare avem că... atâția prieteni, ți se par că e... Da, adică, în timpul liber toți sunt diferiți. Dar să știți că politica nu e un job. Nu e un job, e o alegere. Da, e una foarte grea. E grea să alegerea? Da, mi se pare foarte greu. Adică mi se pare foarte greu să poți să delimitezi personalitatea ta de o aparență care e mereu straight, mereu drept, să fie autoritar. Da, să aibă mereu o postură. Anume, da. Mi se pare foarte greu. Chit că cunoaștem atâți care în viața reală nu mai sunt cum îi știm sau nu mai sunt cum i-am cunoscut pe sticlă sau pe Facebook sau în anumite ipostaze și sunt oameni normal ca și noi cu trăiri de viață, cu sentimente, cu jucăuși. Ioana. Ioana, și cu asta au spus totul. Nu au fost niciuna dintre ele la Vața de Jos în această toamnă. Bianca a fost de foarte multe ori cu mine pe teren, dar în această toamnă la Vața, la Târgu Roadele Toamnei, a fost Rosi. Dar ele au spus Ioana. Ioana nu face politică. Ioana face cu sufletul ceea ce face, nu e politică, e ceea ce eu simt și încerc să le transmit acestor tineri din jurul meu. Uite, ca să vă dați seama, invitații voștri vă scriu oameni care au trecut prin platou. Oltean Ramona de la Step by Step vă scrie: succes în toate, sunteți o echipă valoroasă, vă îmbrățișez. Rodica Popa vă scrie: mult succes și sănătate, și ne trimite pupe și vă trimite din ăia zi, trifăi cu patru foi, să ne poarte noroc. Dragii mei, eu încerc să... Fetele au ales administrație și politică și eu sper să facă și administrație și politică și încerc să le conving că avem nevoie să facem lucrurile altfel. Ce-mi doresc eu, de fapt? Îmi doresc să nu uităm de unde am plecat. Îmi doresc să păstrăm... Edi, fotograf, te văd. Vă doresc o dimineață plăcută tuturor. Mulțumim, Edi. Uite, și el un om pasionat de fotografie, un prieten de-al nostru. Dar eu îmi doresc ca acești tineri să ducă mai departe ce noi am primit din strămoșii noștri. Și încerc de câte ori ies pe teren, mai des cu Bianca, adevărat, dar să-i induc și Andrei când vine alături de mine la matinal și îmi pregătește materialele pentru emisiune, să le induc dragostea pentru ce noi am primit de la strămoșii noștri. Odată pentru meseria pe care ele o desfășoară în acest moment, pentru că atunci când montează, atunci când aduc în fața dumneavoastră, prin intermediul montajelor, știrilor, a materialelor, reportajelor pe care ei le creează cu mânuțele, se folosesc de aplicații, dar ele pun cadrele, la fel și Alin, încerc să le conving
să aducă în atenția dumneavoastră și să ne aducă mie, politicienilor, prietenilor, oamenilor, mereu aminte că până la urmă tot ce se întâmplă la acele târguri de țară prăfuite înseamnă bogăția noastră, sufletească în primul rând și pe urmă națională. Asta ne identifică. Și vreau să aducem alături, în matinale, o rubrică în care să spunem, să arătăm oamenilor ce bogată a fost toamna la Vața. Nu doar cu câmpul, nu doar roadele câmpului, oameni faini și dragi care ne primesc cu brațele deschise și formă le întrebăm să vedem ce părere au. Și ne reîntâlnim de la Dale Dimineții, sunt de la Vața de Jos. Bine v-am regăsit, ce faceți aici? Bine v-am regăsit. Ce să facem? Ne expunem produsele și încercăm să învățăm și de la alții câte ceva. Ce ați adus astăzi la târg, la Vața? Broderie, broderie lucrată pe gherghef, care vine decupată și apoi montată și făcut cercei și coliere. Și broșe. Am și câteva broșe acolo. Din ce s-au făcut bostanii? Bostanii sunt făcuți din material umplut cu puțină vată și apoi lipite mărgeluțe și făcut din hârtie, din șervețel. Ce aveți aici? E o adevărată minunăție. Ne pregătim de sezonul rece? Sigur că da, ne pregătim de sezonul rece și reinterpretăm pentru copii fularele făcute de bunici, cu personaje din povești, din desene animate, ca să fie mai atractive, să nu le refuze, că știm că de obicei refuză îmbrăcatul prea mult. Totul e lucrat manual, ce văd aici la dumneavoastră. De exemplu, cât vă ia pentru așa ceva, să faceți așa ceva? În jur de 8-10 ore la un fular. Astealaltă, o săptămână jumate, două săptămâni, depinde de... Cele croșetate iau mai mult timp, durează mai mult și fir mai mult și... Pe când cele tricotate se pot lucra cu andrele mai mari și se lucrează, dar tot așa, în jur de o săptămână jumate, două săptămâni se lucrează la fiecare obiect. E important pentru un meșteșugar aceste târguri, cum sunt cel de la Vața de astăzi? Sunt foarte importante, chiar dacă pentru mine aceasta este o pasiune și fac... din plăcerea de a-l vedea finalizat, nu neapărat pentru vânzare, dar e foarte important ca să vezi că cineva îți apreciază munca pe care o depui. E foarte important. Bogată recoltă avem aici, numai bunătățuri! De unde sunt bunătățurile? De la Prăvăleni, Vața de Jos. Avem niște solarii și procesăm acasă. Neavând timp să mergem la piață, soția se ocupă de produse, le pregătește și le vindem la târguri, online, cum putem. E important, sunt importante aceste târguri care se organizează ca cel de la Vața de astăzi? Da, foarte mult, foarte mult. Că ne ajută să ne vindem marfa, să vină un bănuț în plus. Sunt gustoase? Da, vă rog să gustați. Sunt făcute cu iubire? Da, cu iubire și cu dragoste. Telemea de oaie, cașcaval, numai bunătățuri. De unde sunt bunătăți? La vârfurile. De la vârfurile ai venit la târg la Vața? Da, da. E important pentru voi, cei care produceți lactate și produse din lactate, aceste târguri, cum e cel de la Vață? Păi, important este să avem o desfacere bună și susținători. Câte oi ai acasă? 400. 400 de oi? Cine face brânza? Eu. Tu? Da. E greu să faci brânză? Dacă te înveți, nu-i greu. Cine te-a învățat?
un prieten, un coleg, o experiență. Zacuscă, dulceață de ardei iute, castraveți murați. De unde le-ați adus? Din producția proprie. Din ce sat? Din satul Târnaul de Criș, comuna Vatsa de Jos. Cine le face? Eu și familia și nevasta. E greu să gătești produse pentru toamnă? Nu e greu, e o delectare, așa, o plăcere. Tot ce mâncăm e produs în grădina dumneavoastră? Da, 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 e produs natural. E bună? Foarte bună. Mă rog, uite-te aici. Cum voi? Ți-a plăcut zacusca? Da. Ție-ți place zacusca așa, de obicei? Ce altă mâncare îți mai place? Zacusca. A cui sunt vișli? Ai mei. Încă o dată, tare. Ai mei. Ai tăi de unde? Ai mei de la Livada. Ce bunătățuri ai aici, am înțeles că domnul președinte te-a lăudat și că îi mănâncă cu drag. Așa a zis, da. Că sunt cei mai buni de pe zonă. Cine-i face? Cine-i pregătește? Eu și soțul. Ce pui în ei? Vișlii sunt dintr-un amestec de carne de oaie, capră, vită și porc. Dragoste, iubire, pui? Nu se spun. Alea se pun așa după măsură. Sunt importante aceste târguri ca cel de la Vatsa, în care voi, producătorii noștri locali din județul Hunedoara, vă prezentați produsele? Bineînțeles, e o cale foarte bună de publicitate, e singurul mod prin care noi putem să ne afișăm și chiar ajută la o afacere mică să te vadă lumea. În afară de vișli, ce mai produceți? Producem tot ce ține de mezelurile tradiționale. Producem caldaboș, salam de vară, salam uscat, cârnați, cârnați picanți, slănină, cotlet cu boia, orice făceau bunicii noștri atunci când tăiau porcul. Aveți doi copii minunați, i-am văzut și pe ambianță, o vedem pe domnișoara îmbrăcată în costum popular. E important să păstrăm tradițiile noastre românești? Dacă se poate, da. Că rar găsești care să mai poată purta, mai ales copiii. În ziua de azi cam rar găsești copiii să poartă costumul național. Că zice, da, de ce numai eu să-l port și celălalt copii să nu? Sau te miri ce alte minuni. Dar ăsta cu mare drag și mai are un rând pe roșu și îi place cu drag. E important să păstrăm tradițiile? Da. 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 Îmi promiteți că atunci când veți ajunge politicieni sau veți lucra în administrația publică, sunt convinsă că veți face cariere, că veți păstra cu sfințenie aceste tradiții? Da. Promiteți? Da, da. O să rămână pe veci să le folosiți în campaniile electorale. Rosi, scrie arhivă pe ele. Avem dovada că fetele vor păstra cu sfințenie dragostea pentru aceste tradiții. Și le cred, pentru că de fiecare dată când lucrez cu ele, își țin cuvântul. O salutăm pe Baba Cool, se joacă cu acel, am primit de la, așa, deci scrieți pe Facebook Baba Cool, degeaba vă spun numele, Simona o salutăm, bună dimineața Simona de la Brad. Aceste frumoase, acești bostănei am de la Baba Cool, o căutați pe Facebook, am primit și acel medalion lucrat manual. Ea a fost invitată aici la noi în studioul Perioada sărbătorilor. În perioada sărbătorilor sau de 1 martie cu mărțișoare? Da, da. De 1 martie cu mărțișoare, da. Uite, vezi, avem nevoie de oameni așa dăruiți și uite, mie îmi dă speranță că dacă fetele și cei care sau producătorii care s-au întâlnit la Vatsa se vor uni, cu siguranță, uite, Rosie pagă imaginea, da, cu aici putem vedea un om care chiar păstrează tradițiile autentice românești, cu, de la zacusca la ceaun, la toate preparatele pe care m-am învățat să le fac tradițional vorbind, cu untură de porc, ca așa am învățat de când eram mică.
cu muiatul pâinii în untură. Deci ne asigurăm că Edi ne va... Până și portul tradițional. Portul popular. Da. Doamne ajută! Să rămânem în atmosferă, va trebui să mergem mai departe, aș mai povesti tare mult cu ele, dar să știți că e aproape gata emisiunea, că așa se întâmplă la noi. Ne-a scris Ramona Oltean că ne așteaptă la nu știu ce târg. Ramona, am tot intrat, am tot ieșit, dar nu văd comentariu. L-am văzut doar în bară. Târgul copiilor. Vedem, o să vorbim după emisiune. Târgul recoltei făcut Rosi ne spune, deci v-am spus eu că aici te păstrăm tradițiile. Înainte de rubrica Horoscop cu Andra, vreau să dăm cele două afișe. Apropo de tradiții, ne vedem, dragii mei, duminică la Crișan. Ne dai Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara cu sprijinul Consiliului Județean, alături de Primăria Comunei Ribița, au un omagiu adus lui Crișan. Și ne vedem duminică, începând cu ora 13, Comuna Ribița, satul Crișan. O să mai revenim cu detalii despre acest eveniment. Mulțumesc, Rosi, nu am nevoie de ochelari. Omagiu, ediția a câta fetelor? Că voi cu 10, cu L, cu I, cu nu știm. Am terminat școala de mult. Duminică 20, 64 ne spune Rosi, mulțumim. 20 a 10, a 20 octombrie. Octombrie, fetele? Da. Așa, că eu mai sunt în septembrie. Ora 13, depunere de coroane. Urmează slujba religioasă de pomenire, evocare istorică, mesaje din partea autorităților. Ora 14, un program artistic susținut de ansamblul folcloric profesionist Drăgan Untean. Coreografia Cătălin Bălan, Mircea Resiga și, bineînțeles, domn profesor George Câlțea, dirijorul celor cu pietrelor nestemate, cum spun eu, comorile județului Hunedoara, băieții din orchestra ansamblului profesionist Drăgan Muntean. Cornel Borza, Adriana Irimieș, Ciprian Pop, Marian Suciu, Marcel Gavriluță, Marian Suciu, am citit bine, nu e Marena, o salutăm pe Marena, dar nu e la Ribița, interpreți din cadrul Școlii Populare de Artă din Deva. Dragii mei, o parte din ei am avut aici la Dale Dimineții, un spectacol prezentat de moi. De-abia apuc să urc pe scenă, pentru că e o onoare pentru mine această invitație, ca de fiecare dată. Când cei de la Centrul de Cultură și Artă fac treabă, ce fac? Șterg praful de pe lada de zestre a județului Hunedoara și salutăm pe domnul manager Ciprian Roman și, bineînțeles, toată echipa de la Centrul de Cultură și Artă, pentru că sunt tare faini oamenii și sunt ca furnicile. Când au ceva de un eveniment de pregătit, sunt acolo toți la o adevărată echipă. O onoare pentru mine și le mulțumesc pentru invitație. Mergem mai departe cu Salonul Hunedorean. Salonul Hunedorean de carte. Biblioteca Județeană, Ovidiu Sușanu, Hunedoara Vedeva, organizează cam fiecare an, între 15 și 18 octombrie, un salon hunedorean al cărții. 100 de edituri din țară s-au întâlnit, se întâlnesc în aceste zile, aici la Deva Mall, în sala la etajul 3, în sal de... Nu știu dacă am zis bine, aștept să mă corectați. Ieri am dat de două ori ture pe acolo și la deschidere Bianca cu Nicol și la partea a doua a evenimentului. De la deschidere l-am întâlnit pe cine credeți? Pe Avram Iancu, nu pe Avram Iancu care s-a născut acum 200 de ani la Țebea, pe Avram Iancu bibliotecarul. Și avem un material pregătit cu Avram Iancu, un interviu luat ieri la cald. Să vedeți ce v-a transmis acest om care nuată în ape mai puțin limpezi uneori. Foarte curajos. Și mi-a promis că vine la o matinală. Să urmărim materialul și mergem mai departe să vedem ce ne spun astrele. Așa, repede înainte. Avram Iancu pe carte și Avram Iancu în carne și oase la Salonul Hunedorean. Mă bucur să vă vedem acasă întreg și sănătos!
Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru gândurile bune, așa este, am revenit în țară și bineînțeles că am revenit între cărți la locul meu de muncă, la Biblioteca Municipală Valeriu Butulescu din Petroșani, unde a început toată povestea mea frumoasă ca înotător în ape deschise. Iată, am citit acolo o carte, am fost inspirat să fac lucrurile pe care în mare parte le știți și sunt foarte, foarte bucuros că după 10 ani de carieră las în urmă și două cărți foarte frumoase, pentru că vorbim de un târ de carte. Cărțile mele, Schimbarea ești tu și Provocarea Rinului, se află pe standurile editurii exclusiv. Am venit în mijlocul colegilor mei bibliotecari, mulțumim directorului Bibliotecii Județene pentru invitație și îi felicit pe organizatori pentru acest, iată, eveniment extraordinar, unde cartea este la înălțime, editurile pot să vină să-și prezinte cărțile, iată, parte din scriitori chiar sunt prezent, iar publicul larg, beneficiarul acestei acțiuni, bineînțeles că este și el încântat. Ce-ar fi vrut să spună Avram Iancu și nu l-a întrebat niciun jurnalist? Cred că cartea mea, Schimbarea ești tu, prima mea carte, este tocmai expresia aceasta, a ceea ce am vrut eu să arăt publicului, pentru că îi mulțumesc lui Dumnezeu și presei că m-au oglindit în diferite ipostaze, așa cum producătorii și-au imaginat, dar la un moment dat chiar am simțit nevoia să îl arăt eu pe Avram Iancu, acela pe care aș vrea să-l descoper și în Schimbare ești tu, chiar descoperiți tot ceea ce am dorit eu să transmit. Eu prezint și realizez o emisiune de matinal aici la Deva, la Hunedoara 1 TV. Emisiunea se numește Dale Dimineții. Interviul va fi difuzat mâine dimineață. Dacă aveți un mesaj pentru telespectatorii fideli a emisiunii... Cu mare drag transmit telespectatorilor dumneavoastră următorul mesaj, și anume că orice este posibil dacă crezi cu adevărat. Toți oamenii au un dar de la Dumnezeu, descoperit sau nu. Important este să, ca fiecare om să-și găsească acel dar și să îl pună în valoare. Nici de cum să îl îngroape. Hai, zice Rosie, hai! Unde? Mergem cu Andra să prezentăm horoscopul. Horoscop cu cine? Da. Horoscop cu... Andra. Dragi telespectatori, iată care sunt previziunile astrologice de astăzi, 16 octombrie. Berbec, dimineața sunteți indispus și nimeni nu vă poate intra în voie. Familia nu este de acord să renunțați la o excursie. Astrologul vă sfătuiește să-i ascultați și pe ceilalți și să căutați o soluție de compromis. Încercați să vă mai și relaxați. Taur, dacă nu vă odihniți mai mult, s-ar putea să aveți probleme cu sănătatea. O discuție în contradictoriu cu o persoană mai în vârstă vă pune pe gânduri. Astrologul vă sfătuiește să fiți calm și prudent ca să evitați un scandal. Gemeni, aveți tendința să vă supraestimați puterile. Astrologul vă recomandă să nu fiți încăpățânați și să nu forțați lucrurile. Dacă nu vă temperați orgoliul, riscați să vă certați cu prietenii și cu familia. Acordați mai mult timp odihnei. Rac, dimineața încasați o sumă de bani și vă faceți planuri îndrăznețe. Astrologul vă sfătuiește să nu vă pripiți. Ar fi bine să vă sfătuiți cu partenerul de viață. Astăzi vă completați foarte bine. Abțineți-vă de la excese. Leu, dimineața este posibil să fiți apatic și să nu vă puteți concentra. Astrologul vă sfătuiește să nu vă asumați niciun risc în plan profesional și în afaceri. Dacă aveți ocazia să mergeți într-o vizită, nu stați pe gânduri. Fecioară, starea de confuzie vă poate afecta relațiile pe plan social și situația financiară. Astrologul vă sfătuiește să nu vă implicați în afaceri, chiar dacă vi se pare că puteți da lovitura. După amiază vă revine cheful de viață și reușiți să comunicați cu cei din jur. Pe plan sentimental, traversați o perioadă favorabilă. Balanță, un bărbat mai în vârstă vă propune să vă asociați într-o afacere. Astrologul vă sfătuiește să nu hotărâți nimic fără să vă consultați cu partenerul de viață. Se pare că nu stați prea bine cu banii, însă relațiile cu persoana iubită sunt bune. Aveți toate șansele să petreceți o seară romantică. Scorpion, astăzi este posibil să nu fiți în cea mai bună formă fizică și intelectuală. Sunteți indispus și confuz. Astrologul vă recomandă să evitați întâlnirile de afaceri și cu prietenii. Riscați fie să pierdeți banii, fie să vă certați cu un prieten bun. Acordați mai multă atenție copiilor sau fraților mai mici.
Săgetător, sunteți cu capul în nori. Astrologul vă recomandă să amânați întâlnirile de afaceri. Chiar dacă nu aveți chef de vorbă, ați face bine să nu refuzați comunicarea cu cei din jur. Acordați mai multă atenție persoanei iubite. Capricorn, vă treziți cu moralul la pământ și s-ar putea să aveți dificultăți de concentrare. Astrologul vă recomandă să nu începeți activități pe care nu sunteți siguri că le puteți finaliza. Seara primiți oaspeți dragi. Vărsător, în prima parte a zilei sunteți puțin aerian și comunicați mai greu. Intuiția nu vă ajută prea mult, așa că astrologul vă sfătuiește să acceptați ajutorul prietenilor și al familiei. Ați face bine să vă limitați la activități de rutină. Pești, vă merge foarte bine pe plan sentimental. Este posibil chiar să faceți o declarație de dragoste. Nu vă implicați în afaceri. Șansele de reușită sunt reduse. Astrologul vă recomandă să fiți cât se poate de corect și să respectați legea cu strictețe. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi previziuni astrologice, ne revedem și mâine. Mi-a zis Sandra la horoscop că să fac o declarație de dragoste. Da, o fac, cel puțin în ultimul timp. Mulțumesc Universului că pot să spun te iubesc. Am putut să spun oricând, dar pot să spun te iubesc foarte simplu și vine din suflet. E adevărat, o să fac o declarație de dragoste în această dimineață. Pentru în noi. Direct, aici. O fac cu drag pentru toți oamenii care sunt în viața mea, pentru că sunteți oameni faini și vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți și pentru tot ceea ce mă susțineți. E adevărat că în viața mea e un om special, există acum un om special, dar toți sunteți speciali. Fetelor, vă iubesc, vă mulțumesc! Și noi! Și noi! Și mai vrem! Și mai vrem! Aici am fost! Eu, cu Alin! Să fim toți trei! Vai, toți trei, cred că ar trebui o emisiune fără niciun material. Da! Mai sunt materiale pregătite pe care nu le-am difuzat. Rubrica Trenduri aparține Bianca. Eu sper din suflet să reușim să ne strângem aici la matinal și măcar o emisiune pe săptămână să le am coprezentatoare pe aceste două fete, pe amândouă odată sau pe rând. Ce ziceți? Acum... De șefa depinde. Da. Șefa, vrem la matinal. Hai, ajutați-mă. Vrem la matinal. Poate o convingem pe Corina, nu se știe niciodată, sunt convinsă. Eu zic că dacă am fi tot amândouă, n-am avea timp și atunci mai bine una pe rând. Adică vrei să prezinți matinalul fără mine? N-am spus asta. Ia uite, dragii mei, cum se nasc talentele. Doamne, îți mulțumesc. Cu drag. Așa e. Aici ne luăm la revedere că s-a terminat emisiunea. Andra deja se uită și dă ochii peste cap, care zice, zi cum zici dimineața, stai dreaptă, gata, ieșim. Rosi, mulțumim Rosi, mulțumim fetelor, mulțumim lui Alin, mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi în această dimineață și care ne vor urmări pe parcursul acestei zile în continuare, pentru că emisiunea poate fi văzută pe Facebook și YouTube, TikTok, Instagram. Copiii ăștia știu ce trebuie făcut pe aceste rețele de socializare. Până mâine dimineață când ne revedem aici la Hunedoara 1 TV, la Dale Dimineții, eu pot doar să vă spun simplu. Vă iubesc. Această declarație de dragoste care o fac în fiecare dimineață și vreau doar să vă aduc aminte. Nu uitați, dragii mei, să dăruiți din bunătatea voastră celorlalți. Pentru că vine acea zi în care puteți deschide brațele așa cum le-am deschis eu și să primiți înapoi tot ceea ce ați dăruit. Fiți buni, fiți darnici, fiți iubitori. Într-o zi, asta veți primi înapoi. Vă iubesc!